Universitatea Ștefan cel Mare a aprobat calendarul de admitere pentru anul academic 2016-2017 pentru studiile de licență, masterat și conversie profesională. Admiterea de la Universitatea din Suceava se organizează în două sesiuni, 18-29 iulie și 5-16 septembrie. La sesiunea din vară, înscrierea candidaților este programată în intervalul 18-25 iulie, iar înmatriculările vor avea loc între 18 și 29 iulie. Cât privește sesiunea din toamnă, înscrierile se fac în perioada 5-12 septembrie, iar înmatriculările între 5 și 16 septembrie. Facultățile Universității Ștefan cel Mare vor să mențină modalitatea de admitere de anul trecut. Notele obținute la probele scrise ale bacalaureatului și media de la bacalaureat urmând să fie criteriile principale de admitere la Universitatea Ștefan cel Mare în anul academic 2016-2017. Excepție fac facultățile de educație fizică și sport și științe ale educației, unde candidații vor fi evaluați în vederea admiterii. Totodată, pentru masterat la admiterea din anul 2015, pe lângă nota de la examenul de licență, candidații au susținut câte un interviu, ponderea acestuia în media finală contând în proporție de 20 până la 50%.